În această dimineață au fost emise mandate de percheziție în București, Chiajna, Bărcănești și Dumbrava, dar și în penitenciarul Giurgiu, într-un dosar de înșelăciune prin metoda accidentul, prejudiciul fiind de aproape 30.000 de lei. Într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Prahova, cel ce a coordonat această acțiune, se arată că polițiștii urmăresc depistarea și tragerea la răspundere a 9 persoane suspectate că ar fi înșelat prin această metodă 10 victime. În penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu nu este pentru prima dată când au loc astfel de percheziții. În vara anului trecut, tot în urma unei percheziții de acest gen, au fost descoperite 3 telefoane mobile, 2 cartele SIM, 3 încărcătoare de telefon, un acumulator, 2 dispozitive tip hands-free și un cuțit improvizat, care au fost confiscate și predate organelor abilitate. Metoda accidentul este una din cele mai folosite metode de înșelăciune din ultima perioadă, iar în cele mai multe dintre situații, cei care sunt înșelați sunt bătrânii. Victimele infractorilor primesc un telefon prin care apelantul spune că este fiul sau fica și că a fost implicat într-un accident rutier grav în urma căruia trebuie să despăgubească victima accidentului și să plătească avocatul. Infractorii cer victimelor să nu spună nimănui despre ce s-a întâmplat și să trimită urgent sume mari de bani prin transfer rapid. Polițiștii au dovezi că suspecții au înșelat 10 de victime pe care le anunțau că una dintre rude a suferit un accident grav, că urmează să fie arestată și că ei sunt avocați. Suspecții au fost duși cu mandat în fața procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești.